Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ieri am vorbit despre elevul de nota de media 4,59 de la un liceu din Ploiești care primește bursă de merit. Eu, practic, gândiți-vă la mine, eu eram elevul ăla. Nu ești, că nu ai fost repetent și nici poate corigent. Ai fost corigent? Corigent am. Dar de unde știi? De unde știu că n-a fost? Da. Repetent? Am fost corigent. Ar fi zis, mă? Da. Tu n-ai fi zis dacă ai fi fost repetent? De 2 ori am fost. De 2 ori ai fost? Tu ai fost de 2 ori repetent? Nu am fost, mă, dar zic, nici n-aș fi spus. Adică eu aș fi spus, dar n-am avut cazul. Asumi. Da, mi-asum, da. Corigenți am avut, cum? De-astea de un trimestru. De un trimestru. Da. La ce materie? Ai timp? Și eu am avut la chimie. Chimie am avut și eu. Clasa 11. Chimie a fost, da, și la mine pe listă. M-a prins doamna slăbit. Eram concentrat pe fizică și mate și m-a trântit, dar nu m-a văzut. M-a chemat la reexaminare. Eram pe holuri. M-a ascultat pe holuri. Mi-a dat notă bună. Revenind, deci elev 4,59 în bursă de merit. Am crezut că e culmea penibilului, dar recordul pare să fi fost deja doborât. Publicația Observatorul Prahovean a anunțat că a descoperit un caz și mai șocant. Yes. Tot în acest județ, la ia bursă de merit un elev cu media generală, țineți-vă bine, 1,97. E sub nivelul nostru. Nu se poate așa ceva. 1,97. Și săracul ghinionist nici măcar nu se rotunjește la 2. Se rotunjește, mă, nu se rotunjește, am stabilit ieri că nu se rotunjește, medie generală rămâne așa. N-au corectat ascultătorii. Dar lăsăm la o parte, Caterinca, vă dați seama că la 1,97 am primit 30% din clasă, sau nu? Asta. Da. Deci înseamnă că sub el mai sunt niște copii care au medii mai mici de 1,97. Da. Eu aștept bursa de merit acum dată... Din oficiu, bursă de merit din oficiu, pentru nota 1. Pentru practic abandon școlar. Da. Serios, deci asta este... Nu, serios, dar cum a reușit media 1,97? Practic a luat unul din oficiu și și-a mai corectat media cu câte un 3 sau cum? Dar nu e ceva oricum bizar acolo. Situația se înregistrează de data asta la Liceul Tehnologic Agricol Bărcănești. Elevul primește acest stimulent financiar, pe baza rezultatului obținut la evaluarea națională. Deci acolo se ia în calcul și evaluarea națională. Rezultatul plasează în primii 30% elevi din clasă. În clasă fiind 3 copii. Posibil. El e primul. El e primul. Lunar, la acești 30% sunt recompensați lunar cu suma de 450 de lei pe considerente de merite deosebite la învățătură, așa cum... Ok, încadrarea e greșită, dar altfel și eu i-aș da bani. Dacă s-a dus la Bărcănești, la un liceu media asta, măcar vrea să-și continue studiile. Păi adică îi da precia că nu abandonează, serios. Da, deci ai luat la evaluare 1,98. Deci nu pentru rezultate deosebite, ci pentru merite deosebite. În sensul că se duce, adică asta e remarcabil. Da. Deosebit în sensul că e neobișnuit în sensul ăsta, adică deosebit, nu e exact ca toată lumea. Noi aplicăm legea în forma în care este ea, indiferent de cât de normală sau nu este o astfel de situație, a precizat directorul liceului, doamna Viorica Rădulescu, pentru Observatorul Prahovean. Și nu pot să nu mă întreb, oare doamna ministru a educației, doamna Ligia Deca, înțelege penibilul situației în care s-a pus singură cu aceste modificări? Nu are cum să nu știe, adică îmi imaginez că nu știe. Și când a fost anunțată această schimbare, care s-a produs din toamna asta, și anume desfințarea burselor de studiu, unificarea cu bursele de merit, nu știu ce au făcut ei, au fost foarte multe proteste, critici, dezbateri, avertismente, că nu e în regulă. Dar doamna ministru i-a dat înainte, ignorând toate aceste avertismente. Și iată rezultatul. Și te gândești, doamna a fost consilierul pe probleme de educație al președintelui României, domnul Claus Iohannis, implicată și în proiectul România educată. Adică ce petarde și ce bombe și capcanuri mai fi noua legislație, nu putem decât bănui dacă ceva atât de evident, bizar și greșit, precum burse de merit care se pot da celor care au abandonat școala, practic. Deci dacă ceva de bizar a putut intra în vigoare. Păi dacă nu mai primim nimic de la Ministerul Agriculturii, băi, uite, vin de la învățământ. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.